Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă spune Sorin Filip în această seară, alături de ansamblul artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava, al Centrului Cultural Bucovina, instituție subordonată Consiliului Județean Suceava. În deschidere ați putut urmări orchestra ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava, condusă de mai tânărul dirijor Mihai Cotos. Aranjamentele orchestrale din această seară, din spectacolul din această seară, sunt semnate de către orchestratorii Răzvan Mitoceanu, George Sârbu, Viorel Leancă și Mihai Cotos. În momentele ce urmează, avem bucuria de a ne întâlni cu nume dragi ale folclorului românesc în cadrul spectacolului Bucovină Strai Ales, ocazionat de lansarea albumului discografic Deți-o fost Catrina Dragă, a tinerei interprete Cătălina Rotaru. Bineînțeles, pentru mulți cred că a fost o surpriză și v-ați întrebat, wow, pe afiș era ceva, în scenă a venit altcineva. În minutele ce urmează, dați-mi voia să prezint o deosebită doamnă, gazda acestui eveniment artistic, ce cu siguranță va umple sufletele dumneavoastră cu aleasă bucurie. Nu este nimeni alta decât Iuliana Tudor, anfitrioana emisiunii Vedeta Populară. Bună seara! Bună seara, doamnelor și domnilor! Ce bucurie să vă văd în număr atât de mare aici, e copleșitor pentru mine. Mi-am dorit de foarte mult timp să ne întâlnim în această sală, într-un eveniment dedicat, iată, unei tinere. Îi mulțumesc lui Sorin Filip, mulțumesc ansamblului Ciprian Porumbescu pentru că se întâmplă acest eveniment. Și emoția mea are legătură cu generațiile tinere pe care le construim la televiziunea română, alături de aceste ansambluri, alături de dumneavoastră, publicul larg. Succes astă seară, Mihai Cotos, dirijorul ansamblului Ciprian Porumbescu, tânărul nostru dirijor, tânărul muzician în care ne punem toate speranțele. Îți dorim astă seară succes și în general în tot parcursul pe care sunt convinsă că îl vei stabili alături de ansamblul Ciprian Porumbescu. Eu spun bun venit doamnei Iuliana Tudor în Bucovina și am mulțumesc. Să lăs să prezinte în continuare concertul în această seară. Doamne ajută! Păi spectacolul să înceapă! Ia încearcă tu cât poți. Îți curează de una singură ce ai să poți tu de pe ea. Că după aceea o luăm noi la... Este grea, dar nu este imposibil pentru vocea ta. Da? Da, supa! De aici, hai! Da, supărarea și n-a căzut. Da, supărarea și n-a supărarea și n-a căzut. Da, supărarea și n-a ai fost
Cătălina Rotaru. Astă seară aș spune Catrină dragă, de ți-o fost dragă Catrina, este titlul albumului discografic. Uite, vezi că am căpătat și eu emoții cu tine în seara asta. Doamnelor și domnilor, am povestit cu Cătălina despre acest eveniment de foarte mult timp și l-a dorit de vreo 2 ani, cam așa. Cam așa. Astăzi pentru ea se împlinește acest vis și mai mult decât atât, are alături familia toată, are alături toți colegii de cântec, are alături ansamblul Ciprian Porumbescu, vă are alături pe dumneavoastră. Ce poate fi mai greu și în același timp mai frumos pentru o tânără care aspiră, așa cum se întâmplă cu fiecare dintre cei care își doresc să ajungă acolo, în inimile dumneavoastră. Această seară, doamnelor și domnilor, este nu numai despre acest album, despre cântecele ei, este despre ea, în totalitate. Și o să aflați foarte multe lucruri. Cu permisiunea dumneavoastră, creionez așa pe scurt o carte de vizită, după care am să vă las să o ascultați cântând. Așadar, Cătălina s-a născut în satul Capul Codrului, comuna Păltinoasa, județul Suceava. Acolo își petrece copilăria alături de bunici și fratele mai mare. Începe să cânte de foarte, foarte mică, școala primară, acolo unde este susținută de doamna învățătoare Mihaela Brădățan. Înțeleg că este în sală. Vă salut, doamna învățătoare! Iată, acolo. Vă mulțumim tare mult pentru tot ceea ce i-ați oferit Cătălinei. În 2007 o întâlnește pe doamna profesor Maria Macovei și aici credem noi că a fost o mare întâlnire. Vorbim de cea care a șlefuit-o, a îndrumat-o și a devenit a doua mamă. Mergem mai departe. Prima apariție TV a Cătălinei s-a întâmplat în cadrul concursului televizat Vreau să fiu vedetă. A ajuns până în semifinală atunci. Este absolventă a Liceului Alexandru cel Bun din Gura Humorului, secția Filologie. Este absolventă a Facultății de Etnologie, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Deține un master patrimoniu cultural. Lucrările sale de final mi s-a părut foarte important, să spunem asta, în cadrul acestui eveniment, pentru că nu este doar o tânără care cântă și atât. Este un om care a cercetat, a căutat, a dorit să știe mai mult despre locul ei. Licența, lucrarea de licență, jocurile de privec din satul Păltinoasa, dizertația, jocuri cu măști din Bucovina. Felicitările mele pentru cele două lucrări. În perioada studenției este parte din ansamblul Icoane, condus de Ioan Bocșa. Știți foarte bine, vorbim de un proiect extrem, extrem de valoros, un proiect cultural, în cadrul căruia sunt convinsă Cătălina a făcut diferența. În 2018 este punctul zero, aș spune, după cum i-a mărturisit, este doar citat, ca să spun așa, a început, de fapt, drumul său adevărat, după câștigarea trofeului în cadrul talent show-ului Vedeta Populară. În fața juriului a întrunit toate calitățile, punctajul maxim, și a reușit să convingă inclusiv publicul telespectator, pentru că noi avem și un filtru legat de acest lucru. Primim mesaje pe paginile de Facebook ale televiziunii române și nu numai, chiar și prin mesaje ale noastre, ale echipei, și ea a fost preferată de toți. Spunea după spectacol că Dumnezeu a făcut o minune în acea seară cu ea. Cred că emoțiile, lacrimile toate adunate în toate etapele de concurs au însemnat de fapt o experiență foarte importantă pentru cea pe care o vedeți astăzi, mult, mult mai așezată și mai cu curaj, aș spune, nu? În fața publicului. Cătălina, bună seara! Bună seara și bine ați venit la Suceava! Bună seara și dumneavoastră! Este o mare bucurie pentru mine pentru că ați acceptat invitația mea de a fi în această seară alături de mine, alături de noi toți, alături de concurenții foști la Vedeta Populară. Ne bucurăm tare mult pentru că sunteți în mijlocul nostru. Vreau să vă salut pe dumneavoastră, să vă spun bună seara și mă bucur tare mult că ați venit să o cunoașteți în seara asta pe Catrina. Am zis că din seara aceasta o să o numim Catrina, o să vedem cum facem întâlnirea cu Mioara Veligu, ca să fie și pe cântecul bine cunoscut. Acum are și într-o chipare Catrina pentru viitor. Doamne ajută ca anii care vin pentru Cătălina să însemne succes, să însemne întâlnirile cât mai frecvente cu dumneavoastră, pentru că avem nevoie de dumneavoastră. Această generație are nevoie de sprijinul dumneavoastră. Noi la Televiziunea Română o vom face, dar fără sprijinul dumneavoastră, să știți că e un pic mai greu. Așa că o las să vă cânte și oferiți-i cele mai puternice aplauze, pentru că merită. Succes! Thank you.
acasă. Bucovină, mi-ești casă. Aici am venit în lume, tot la cazul trec cu tine. Cu albastru șerul lui, fala voronețul lui. Dar e mândră-i alteța, cu sută la Moldovița. De aici din mor, va cânt cu mult dor, pasării mai astră. Mulțumesc din suflet, din suflet vă mulțumesc.
Ansamblul Ciprian Porumbescu, coreografia Costirian Leonte, George Palaniuc, manager Sorin Filip, conducerea muzicală Mihai Cotos. Mulțumim, mulțumim foarte mult! Domnilor și domnilor, Doamne, este sala aceasta, cred că, neîncăpătoare. Mă bucur așa de mult că sunteți în număr atât de mare aici, pentru Cătălina și pentru acest spectacol. Să dea Dumnezeu să mai realizăm astfel de evenimente și să ne întâlnim aici, așa, față în față. Trebuie să vă spun că începem linia invitațiilor Cătălinei Rotaru în această seară cu prieteni de la Vedeta Populară, dar și cu prieteni de cântec din generația ei. Așadar, în aplauzele dumneavoastră, Irina Stigleț, Petronela Popa, Alexandra Chira, Gabriel Treteag și Diana Lungu. Nu știți dumneavoastră ce bucurie am eu să-i văd aici după ce ne-am întâlnit în emoțiile concursului Vedeta Populară și mă simt cumva așa nașa lor din multe puncte de vedere, dar astă seară, pentru că ei cântă acasă, eu știu ce înseamnă asta, pentru că mi-au mărturisit. E o emoție în plus, pentru că dumneavoastră așteptați tot ceea ce este mai bun de la ai dumneavoastră, în primul rând. Doamnelor și domnilor, îi las să vă cucerească încă o dată. Succes, dragi! Ușor, ușor, dacă am gătit, am ușă muncă, hai, chisori legate, șor, da să jucăm buțulca. Da, hai, dai, mai apăsat, da să s-aud în tătă lunga, că buța nini-o învațat, da să jucăm buțulca. Hai, dați fete și neveste, să jucăm buțulca, până la post încă mai este, să jucăm buțulca. Hai, fișor și voi bărbați, să jucăm buțulca, mai jucați și mai străgați. Sus dată de scu, huțan de frunte și huțul cani o adus, da de la ei de munte. Dacă țuțani în munte, n-au la oameni mândri și de soi, și huțul cani o învațat, da să jucăm și noi. Hai la hram și sărbătoare, să jucăm huțul ca, până om și us la schienare, să jucăm huțul ca. Hai la nunte și străsură, să jucăm huțul ca, să zâșem și și eu din joc nu mă opri, dacă hoțul cam lași. Hai mai zdravă și mai iute, să jucăm hoțul cam, că să aici cu neamuri multe, să jucăm hoțul cam. Din călcăie mai căsete, să jucăm hoțul cam, ca să-i placă cu inimene, că jucăm hoțul cam. Hai frunză verde, vai și-o fragă, hoțul cu tani-o fost dragă, i-o fost dragă și și mult tare, dr-dr-dr-dr-dr, dacă mine am oprit și put, măi! Zii, măi! Și iar verde, iar pădeasă, uite și-ai la noi acasă, deși nimeni nu se lasă, măi!
trecit mai de trei, n-am mai de trei, da. Și de atunci am rătășat pe tare, de trei, de trei, de da. Și o poșă la tăta, de la trei, n-am mai de trei, da. Și am cărhori și-l bătut de tare, de trei, de trei, de trei, da. Îți gospodar, e frunte, mă! Ei, zile! Ei, și-a cu mama și cu tata! Ei, și pe-o patru și pe alta, până zor, când nu dai gata! Să pricep să-și ia și tri-tri-tan, dai tri-tri-da. Și eu când mă-i mărita, mai tri-tri-tan, dai tri-tri-da. O mâne o știi juca, mai tri-tri-tan, dai tri-tri-da. Și nici-am pus să creșec pe tare, tri-tri-tri-da. Lângă mine nu trebuie, dar tri-tan, dai tri-tri-da. Că așa e și să pună tare, tri-tri-tri-da. Unde dă să joc să tună, bă! Ei, zi, bă! Și iar gard de tricăline, eu atât două mi-i spune, tare drag de joc cu lumii. Cu trigâști și le vându la 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 la. Marseilla și mi-o la târgu la 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 la. Cu trigâști și le vându la 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 la. Și cu banii după ele să-mi o scardă și mărăjele. La 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 la. La 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 la. Ajunserăm la piață, la 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 la. Crapă de zui dimineață, la 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 la. Și ajunserăm la piață, la 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 la. Tu l-ai domnit și de lume, vii de găliță ca mine. La 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 la. Galițele mi le cere, la 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 la. Ia ca vine și muiere, la 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 la. Galițele mi le cere, la 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 la. Ei lui dacă te-ai gândit să mă văd o să dea și la 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 la. Și cu banii după ele să-mi iau scardă și mărșele. Și iară eu și tu. Pui paharelu și sticluța, hai la 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 la, apagă-n boală pe mândruța, hai la 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 la. Sticla și paharii limbă, hai la 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 la, îmi alungă mândria.
alege. Hai da, hai da, o lercuța, ori mândruța, ori sticluța. Cum le-i faci și cum le-i trege, că nu pot alege. Sticluțe, hai la, hai la, hai la, la, da și gura din mândruțe. Hai la, hai la, hai la, la, că rachiu mă încălzești. Hai la, hai la, hai la, la, da mândra mă bucărăști. Hai la, hai la, hai la, la, hai, hai, măi mândruțe, de la sfadă mă mai cruță. Hai, hai, n-am și pași, sticla tare-mi plași. Hai da, hai da, măi mândruțe, de la sfadă mă mai cruță. Ăsta-s eu șerai și pași, sticla tare-mi plași. Gustoase, hai la, hai la, hai la, la, și mândruța-i mai frumoase. Hai la, hai la, hai la, la, mândra când mă șart o leacă. Hai la, hai la, hai la, la, dă-ți sticluța mea în pache. Hai la, hai la, hai la, la, hai, hai, paharelu, ne-am băut și sumanielu. Hai, hai, dați-mi pașii, altul loc nu-i fașii. Hai da, hai da, paharelu, ne-am băut și sumanielu. Hai da, hai da, dați-mi pașii, altul loc nu-i fașii, mă! Sunt mândra mânioase. Hai la, hai la, hai la, la, ori în crâșmă, ori acasă. Hai la, hai la, hai la, la, cu o lună și mai bine. Hai la, hai la, hai la, la, căci e crâșma după mine. Hai la, hai la, hai la, la, hai, hai, măi crâșmare, plâng și eu după pahare. Hai, hai, stau acasă, mândra nu mă lasă. Hai da, hai da, măi crâșmare, plâng și eu după pahare. N-am și faci și stau acasă, mândra nu mă lasă. Sus să jure după grindă, este sticluța de gosete, măi! Jos îmi piau și-mi plași mie, ai și mândruța n-o să știe, la iubit o să mă ghii. Ieri verdii m-a rotat, că de acasă am învățat să-mi fac milă și să dau, și las și nu vreau. Eu acasă am văzut mama pâinea de-o facut. Măi tău elică li scoate una la zaraștăne. Deși ai, deși nu ai, dar din dar să faci rai. Mă și împarți cu mâna ta, Dumnezeu înapoi ți-a da. Când vezi omul inimos, când stai paladia jos, măi și uitându-te înapoi, zici aici somn e soi. Te-de-la, te-de-la, te-d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 e-
Eu lumii scârșit, e tăsatul-i crăit, mai nu arda nimic de fier, parcă tătie cu el. Și-o nărâdve și mili, strânși paralili, mai dai s-rupte hainili, de la tătii cu atili. Deși ai, deși nu ai, dar din dar să faci rai, mă, și împarți cu mâna ta, Dumnezeu n-apoi ți-a dat. Când vezi omul inimos, stai palaria jos, măi, și uitându-te înapoi, zici, ai, stai om de soi. De la, 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 la varșă cărpănu strângi șomuri de pe jos, păi de sobogii și-ar mânca, dar nimica nu ți-ar da. Păi șama nevastă lui, cum își pune pofta cui, măi umblă cu tulpanii vechi, la licarii lacului. Deși ai, deși nu ai, dar din dar să faci rai, măi și împarți cu mâna ta, Dumnezeu înapoi ți-a da. Când vezi omul inimos, stai palaria șos, măi și uitându-te înapoi, să-și ai, stai omul săi. Te-l-la, 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 te-l-la,
voi și fără o oprit un om va rămâi și ne-o zis copchilo me, viața trea și cum vrei vre, dar în lumii că trăiești pe sara să-i miluiești, măi mâinile lui Dumnezeu să te dăți și-o tu și eu, deși ai, deși nu ai, dar din dar să faci și rai, măi, și împarți cu mâna ta Dumnezeu înapoi ți-a dat. Când vezi omul inimos stai palaria jos, măi, și uitându-te înapoi, să-și aici și-a s-o visoi. Te-te-la, te-te-la, te-te-te-te Sunt extraordinari, ei sunt viitorul folclorului românesc. Doamnelor și domnilor, le mulțumim foarte mult. Și aveți acolo daruri din partea Cătălinei, flori și o trăistuță cu câte ceva, așa, o amintire de la acest spectacol. Desigur și materialul discografic lansat în această seară. Aplauze încă o dată. Și Gabriel Treteag, nu te văd bine, ai dansat doar cu Alexandra. Se supără colegele și cu tine, da, dar ce facem cu restul? Las că vezi tu în culise, la anul? Bine, la următorul spectacol, a promis că le dansează pe toate. Succes! Mulțumim! Dragi prieteni, Cătălina și-a dorit ca în această seară să aibă alături parte din juriul vedetei populare. Și mi-a spus așa, de fiecare dată când am întâlnit-o, m-a primit cu un zâmbet. A fost un om cald cu mine, mi-a oferit un sfat și o vorbă bună. Ce mult contează ca astfel de întâlniri să fie unele sincere și să creeze astfel amintiri valoroase în sufletul unui tânăr aflat la început de drum. Vorbesc despre ea, desigur, Cornelia Rednic se află astă seară aici, alături de Lupu Rednic și instrumentiștii care îi însoțesc. Bună seara! Ce public fantastic aici, Cornelia, Lupu, bine ați venit! Este ceva peste cuvinte. Mulțumim frumos. Până acum n-am avut emoții, dar acum cu aplauzele mi-ați dat emoții. Ce mă fac? Acum mă înțeleg și pe mine când am început, m-am bâlbuit fix la primele prezentări. Zic, Doamne, zic, dar atâta lucru. Tot aici sala arhiplină, un pic copleșitor așa pentru noi, dar important este că suntem alături de Cătălina astăzi. Să zicem că la casă de oameni buni, Dumnezeu face minuni, oamenii faini îmbrăcați în straie populare. Felicitări! Îți mulțumesc, Iuliana, pentru frumoasele cuvinte pe care le-ai rostit și mulțumesc Cătălinei pentru că a simțit atât de frumos să spună despre mine. Și eu am fost tânără și eu am fost la început de drum și știu cum este când vine cineva care n-are nicio obligație față de tine și spune o vorbă bună și te încurajează. Știu ce înseamnă, am prețuit întotdeauna și am să prețuiesc câte zile voi avea acei oameni care au fost alături de mine și mă bucur că, uite, copiii pot să spună lucrurile astea despre mine acum. Mulțumesc, Cătălina, și mulțumesc, Iuliana, și ție. Doamnelor și domnilor, Cornelia și Lupu Rednic! Mulțumim frumos! Hai, da, să vedem! Să vă stăvăie.
acasă. Raiul tău și acui te are, raiul tău și acui te are. Ce-aș dormi în brațele tale, ce-aș dormi în brațele tale, măi! Hai, lucule, hai, da! Da, pentru-o mândră batonorii, pentru-o mândră batonorii, îți dușman cu tăți feciorii, îți dușman cu tăți feciorii. Mândruță, mânca chiar raiu, mândruță, mânca chiar raiu. Pentru cine-o început baiu, pentru cine-o început baiu. Și pe când l-am gătat, și pe când l-am gătat, cu altul s-a măritat, cu altul s-a măritat. Ha, ha, hop, așa! Păi du-te mai bage n-o sândă, du-te mai bage n-o sândă. Dacă n-ai fost stăpânge, că n-ai fost stăpânge, du-te și ce prăpânge, măi, du-te și ce prăpânge, că n-ai fost stăpânge, că n-ai fost stăpânge. Mulțumim frumos! Hai da! Așa palme să t-o primim!
Acum am să vă rog frumos să aplaudați și mai tare, pentru că ea are nevoie de încurajare. Cătălina, vino lângă noi! Pentru că avem o surpriză pentru dumneavoastră. Cătălina este foarte talentată. Și o mare mureșancă foarte frumoasă. Merită aplauze! Și ce o să facem noi acum, Cătălina? Ia zi. În primul rând vreau să vă spun bună seara și vă mulțumesc din suflet. Aș vrea să mă pun în mijloc, totuși să stau și lângă domnul Lucu și lângă doamna Cornelia, pe care îi apreciez extraordinar de mult. Sunt mândră că sunteți la Suceava, sunt mândră că sunteți la primul meu album de lansare intitulat Diți-o fost dragă? Vă mulțumesc! Și mai ales vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat ocazia să cântăm împreună un cântec foarte frumos din repertoriul dumnealor. N-am ce să spun decât să ne ascultați și dacă merităm, nu, dacă merit, auziți? Să mă aplaudați. Ei merită oricum. Să știți că ochii mei sunt ca la lup, ce vă ziua noaptea duc. Ochii mei sunt ca la fiară, ce vă ziua noaptea care. Am glumit, acum aici e nevastă mea de vreo 30 și ceva de ani. Nu să râde, nu zici ceva să de nu rău. Să nu râdeți că am avut răbdare, să știți. Și acum am zis că mai bună nu găsesc și mai rea nu trebuie. Acum mai zic și mă repet. Vă spun căsătoria cum e. Căsătoria e exact cum e, merge la restaurant, oameni buni. Te așezi la masă, vine ospătarul, comanz. Între timp te uiți la masa vecină și îți pare rău că n-ai comandat și tu la fel. Acum ce să facem? Fiecare cum comandă... E, se pare că toți bărbații sunt de acord, lupule! Hai da!
și tinereța. Hai, nu ghețină ta viața, dragostea și tinereța. Hai, nu ghețină ta viața. Băiau și ele rostul lor, suflet. Vreau să spun că doamna Cornelia, încă de când am fost la vedeta populară, am simțit-o un om foarte aproape de mine și în primul rând am simțit-o foarte caldă. Doamna Cornelia este un om, trebuie doar să te uiți la ea și te atrage spre ea fără să spună absolut nimic. Așa am simțit-o eu și pentru asta îi mulțumesc. Așa m-a atras și pe mine. Da, cam așa este. Îți mulțumesc, Cătălina. Eu mă emoționez, recunosc. Dar am trecut prin greu, așa cum v-am spus la începuturi, și au fost foarte puțini aceia care ne-au dat încredere. Probabil că din punctul de vedere al publicului, nu vă imaginați cât este de greu să pleci la drum singur și să nu ai pe cineva alături care să-ți dea un sfat bun. Dumnezeu a vrut ca eu să fac parte din această echipă la Vedeta Populară și mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare clipă pentru asta. Este un lucru extraordinar pentru mine ca om, cât și pentru cariera mea. Și mi-a fost dat să cunosc tineri senzaționali. Și pe fiecare, da, merită aplaudați, pentru că au fost și cei de dinainte, copiii de la Vedeta Populară. Acolo suntem o mână de oameni, în frunte cu draga noastră, Iuliana Tudor, cea care este în jurul ei, ne învârtim toți, pentru că ea este motorul și inima noastră. Și ei toți au acolo... Vino, te rog! Vino, vino! Vino! Și eu care ziceam, hai să meargă spectacolul, știți, că așa sunt eu în culise. Știi, n-avem cum să vă împărtășim exact ceea ce înseamnă Vedeta Populară din culise, dar probabil că se simte că e făcut cu drag, încercăm să-i punem în valoare cu tot ceea ce are fiecare și să-i susținem dincolo de concurs. Pentru că acolo, exact. Știți cum e, partea subiectivă întotdeauna într-un concurs este prezentă. Nu întotdeauna fiecare e mulțumit, nici ca jurat, nici ca interpret și așa mai departe. Ce rămâne însă pentru acești tineri acolo este experiența extraordinară, pentru că se întâlnesc cu o orchestră profesionistă, într-un studio profesionist, în fața acestor personalități și învață enorm de multe despre ceea ce au de făcut mai departe. Și cred că e un lucru bun faptul că se întâmplă și există acest concurs. Așa este. Iar pe... după acest concurs, cum spunea și Iuliana, noi ne implicăm emoțional și sufletește și noi suntem alături de ei pentru că îi susținem în cariera lor pe mai departe și un lucru extraordinar. Și iar faptul că în seara asta... sunt acolo! Da. Hai, vă rog! Hai. Stați cu noi! Vreau să vă auzim! Să auzim și instrumentele! Și orchestra! Haideți cu toții! Haideți mers, așa! Așa pe oamenii buni, așa de sâmbătă până luni, de sâmbătă până luni, mă! Mulțumim frumos, maestră, așa! Așa pe care
Sunteți absolut senzaționali! Vă iubim și vă mulțumim! Cornelia și Lupu Rednic, mulțumim! Alături de Cătălina Rotaru și acum, doamnelor și domnilor, ansamblul Ciprian Porumbescu.
Tinerul Ciprian Porumbescu, jocuri bărbătești din Bucovina, coregraf Costinel Leonte, George Palaniuc, manager Sorin Filip, conducerea muzicală Mihai Cotos. Le mulțumim foarte mult. Vă place până acum spectacolul? Nu pot să nu remarc și eu faptul că sunteți îmbrăcați atât de frumos aici, cel puțin în prima parte, să văd atâtea cămăși minunate din această zonă. Mă înclin și vă mulțumesc pentru că ne oferiți această priveliște atât de frumoasă. Mulțumim! În clipele următoare am să invit la microfon doi foarte buni prieteni ai Cătălinei și doi oameni care nu puteau lipsi astă seară. În primul rând, din admirația pe care Cătălina le poartă și apoi pentru că ei în sine reprezintă deja artiști valoroși pentru tot ceea ce înseamnă fondul muzical tradițional din fiecare colț de țară pe care ei îl reprezintă. Mergem în Poienița Voinii, județul Hunedoara, alături de Bogdan Toma și vă rog frumos să-i transmiteți deja aplauze. Iar apoi, pe Angelica Flutur, deja o știm ca promotoare a huțulilor de pe Muntele Ciumârna. Bogdan Toma, bine ai venit la Suceava și succes! La, 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 la. Vai de mim, amansarato, vai de mim, amansarato, căpățânge satul, mândrile mi s-or culcatul. După porți-or pus bulvaniu, trece ce dușmaniu. Nu pot trece ce dușmaniu. Tăt mă uit, dar nu se vege, la 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 la. Mândra cu cătrâța ferge, la 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 la. Tăt mă uit, doar o veni, la 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 la. Mândruța se văd ochii, la 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 la. Ei, hai, numai așa! Mândra mea cu o cămură, la 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 la. N-ai venit ca să-mi dai cură, la 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 la. Mândra mea cu o camură, la 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 la.
n-ai venit ca să-mi dai cura, la-la-la-la-la-la-la. Ai uitat dragostea mea, la-la-la-la-la-la-la-la. Și vrei să rupi inima, la-la-la-la-la-la-la. Ei, hai, mândra mea! Așa e la mea făcută, la-la-la-la-la-la-la-la. Omul când și când mai uită, la-la-la-la-la-la-la. Așa e la mea făcută, la-la-la-la-la-la-la-la. Omul când și când mai uită, la-la-la-la-la-la-la-la. Măi uită și să le pune, la-la-la-la-la-la-la-la. Dar nu le spune la nimeni, la-la-la-la-la-la-la. Ei, ha! Ochii și-am iubit eu, la-la-la-la-la-la-la-la. Am să-i port în gând mereu, la-la-la-la-la-la-la-la. Ochii și-am iubit eu, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Am să-i port în gând mereu, la-la-la-la-la-la-la-la. Gura și-am o sărutat, la-la-la-la-la-la-la-la. Părul și-l-am îngâiat, la-la-la-la-la-la-la. Gura și-am o sărutat, la-la-la-la-la-la-la-la. Părul și-l-am îngâiat, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Vă mulțumesc din suflet! Bucurie să fiu pe scena Casei de Cultură din Suceava, acasă la noi, și îi mulțumesc Cătălinei pentru invitație. Și trebuie să recunosc că am emoții așa cum are și ea, pentru că acum câțiva ani în urmă am trecut și eu prin aceleași emoții și știu că mi-ați fost și mie alături. Vă felicit că sunteți foarte mulți în această seară și Cătălina este extrem de fericită. Felicitări din toată inima! Tare, 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 eu sunt țanca cu codiță, tăi tare, redam. Dar eu știu ați nici
tare, drept aere tare. Am bătută de-a lui voi, cu tăi tare, drept am. Hop, șa-șa, da tântă voi cu noi ciucăm. Hop, șa-șa, hai talpa o batem. Hop, șa-șa, hai din checioare scuturăm. Hop, șa-șa, hai și nu ne lăsăm. Și eu zvățacul cu codiță, cu codiță, șaluniță. Și la buză, caloneță, tăi tare, redam. Veselia, o aduce, tăi tare, retare, tara. Când batut în lile zăge, tăi tare, redam. Hop, șa-șa, da hai jucați cum eu vă răd. Hop, șa-șa, ai roată să vă văd. Hop, șa-șa, da hai că nu-i așa de greu. Hop, șa-șa, ai roat în jurul meu, mă! Angelica Flutur! Mulțumesc, doamna Iuliana, mare onoare și bucurie, vă mulțumesc! Ești minunată, nu-i așa? Mulțumesc! Avem artiști extrem de valoroși în generația tânără și mă bucur tare mult că, iată, astă seară Cătălina a reușit să adune câteva dintre cele mai frumoase și valoroase voci pe care le are această zonă. Vă mulțumesc, sunteți extraordinari și să știți că asta se aude din culise, prin vorbele artiștilor. Eu sunt doar purtătorul de cuvânt și vă mulțumesc tare mult! Vă spuneam, dragi prieteni, că astă seară Lina și-a dorit să aibă alături parte din juriul Vedetei Populare. Mi-a spus despre cel pe care îl invit acum la microfon așa: îl admir pentru consecvența pe care a dovedit-o de-a lungul carierei sale. Îl admir pentru respectul pe care îl are față de doină sau hore, așa cum spune dânsul. Îl respect și îi mulțumesc pentru tot ceea ce înseamnă sfaturile primite la Vedeta Populară. Doamnelor și domnilor, astă seară se află aici Grigore Leșe! Cătălina, hai în scenă! M-a sunat Cătălina acum 3 luni, dacă nu mă înșel. Domnul profesor îmi lansez CD-ul. Băi, zic, când aud așa ceva, zic, băi, interesant. Zic, da, o să vin. Și o trebuie să scriu un comentariu. O trebuie să scriu un comentariu, dar zic, Cătălina, trimite materialul să văd ce pui pe CD-ul ăsta. Ce muzică încătușezi? Pentru că momentul când pui muzica pe CD, iar rămâne așa. Nu mai înflorește. De aceea atunci când am început eu pe la Cluj și venea toată lumea,
Grigore, nu faci și tu un CD. Zic, nu că, nu vreau să înregistrez. Nu-mi plac înregistrările, pentru că muzica moare. Teoria aceasta a susținut-o și Ciribidache. Nu vrea să înregistreze. Și într-adevăr, în momentul când înregistrezi, se termină ceva. Muzica trebuie tot timpul să se reevalueze, să înflorească. Și am zis, Cătăline, am ascultat materialul și tu pe acest material ai un singur cântec. Am zis eu. Când spui așa la o sală întreagă, bă, zic, bum, adică fata are numai un cântec. Da. Și pe mine cu ani în urmă m-au întrebat oamenii, Grigore, câte hori ai? Când spun hori, e cântec. Adică la noi în Marea Mureș și în general se spune la a cânta a hori, adică din horosul grecesc. Lucrurile sunt un pic așa, mai complicate. Câte hori ai, Grigore? Zic, am o singură hore. Dar horea asta are pui. Are pui. Și puii horii mele au zburat în țările nordice, au zburat în Asia, au zburat peste tot. Am văzut lucrul acesta și mi-am găsit horile pe unde am umblat. Pentru că am experimentat departele. Și mi-am aflat horele acolo. Mie mi-este foarte ușor să cânt cu pakistanezi, mi-este foarte ușor să cânt cu cei din Republica Tuva, mi-este foarte ușor să cânt cu oameni care horesc. Și am zis, ce minune mare este muzica asta. Iar horea Cătălinei de pe acest CD este cât o lume. Și ce este foarte interesant, că horea asta e înconjurată de melodii, cu strigături, așa, melodii de joc. Știți cum este ca și în dansul călușarilor? Protejează horea, adică horea este protejată. Păi iată că și horea trebuie să fie protejată. Când am văzut dansatorii, zic, uite-te cum se învârte aici. Că dansul ăsta, jocul ăsta, este de ritual. S-au îndepărtat oamenii de mult de ritual. Dar au rămas aceste frânturi. Și mă bucur pentru asta, mă bucur pentru dumneavoastră că ați venit. Și ce trebuie să faceți dumneavoastră astăzi? Dumneavoastră, când ieșiți, trebuie să cumpărați CD-ul. Trebuie să cumpărați CD-ul să-l aveți. Dom'le, am întrebat-o, câte CD-uri ai? Nu știu ce-o zis. Zic, Cătălina, când ajung la Suceava, vreau să am CD-ul să-l văd cum arată coperta și celelalte. Pentru început e bine, pentru un tânăr este foarte bine, să spunem, într-o zonă, să spunem, Bucovina era al doilea ducat după Viena. Se simte asta în muzică, în port, în construcțiile caselor. Dar vă rog să păstrați acest CD, eu am să-l păstrez. Și Doamne dă să ajung să-i spun, iată de unde ai plecat și unde ai ajuns. Iar eu am avut grijă și la vedeta populară și mi-am pus încredere și speranță. De aceea sunt aici. Acum să vedeți ce cântăm noi doi. Că trebuie să cântăm ceva împreună. De că împreună, da, de fapt, fiecare singur. Așa. Ea trebuie să-mi demonstreze și să vă demonstreze că ea știe cânta, știe hori. Așa că, Cătălina, dacă vrei, horesc eu, dacă nu, horește tu întâi și după aceea horesc eu. Să te aud. Și frunză verde ca bobou, frunză verde ca bobou, măi, mândră florii norocu,
mare-i norocul, îi dă-nul are tătomu, dă-nul are tătomu, hai și nu crești în tăt locu. Ai că și eu l-am sămănat, că și eu l-am sămănat, o crescuda s-a uscat, o crescut da s-a uscat, îi caltul să în chiatră, caltul seamănă și în chiatră, hai și tătă-i răsare odată. Dar eu l-am pus și-n bus ioc, eu l-am pus și-n bus ioc, dar nu răsări deloc, dar nu răsări deloc. Ai că l-am pus și-n loc târlit, că l-am pus și-n loc târlit, hai nișună și ruț noi și. Așa cântă oamenii, așa cântă oamenii și vă simt, am simțit în aplauze, pentru că sunt aplauzele sincere pe un cântec adevărat. Pe un cântec adevărat. Acum, ce-ar fi eu să plec de aici și să zic, bă, eu te-am tăpus să horești, să cutare, dar eu nu pot hori. Și atunci cum apreciez? Dacă eu nu horesc. Trebuie să știu hori. Pentru asta a fost ea apreciată și a obținut trofeul vedeta populară altfel. Necio-coro, mo-coro. Așa. Acum tu, Cătălina, stai acolo că vreau să horesc eu. Să chim fața voastră să te văd. Așa. Orchestra, să mă scuze. Asta este. V-am tot auzit început de drum. E drumul la început. Vedem ce să face pe drum. Vreau să vă cot o oră de drum. Adică nu de drum, o oră despre drum. Ai, și duce mari, nu știu drumul, dar zâmă-i ză, zâmă-i ză, da învața m-a urât-o, da, zâmă-i ză, zâmă-i ză, cucuba măi. Ai, și duce maș, nu știu cararea, dar zâmă-i ză, zâmă-i ză, da învața m-a supărarea, da zâmă-i ză, zâmă-i ză, cucuba măi. Hai, că frunza verde nu mă crede, dar zâmă-i ză, zâmă-i ză, frunza verde nu mă crede, dar zâmă-i ză, zâmă-i ză, cucuma măi.
Hai, da mă crede ce uscată, da zâmăi zâ, zâmăi zâ, dacă-i mai de mult e mâncată, da zâmăi zâ, zâmăi zâ, cucuba mă. Cătălina, așa-i drumul ăsta, cu supărări, cu necazuri, cu dor, cu dragoste. Asta spune Horea. Și încă ceva, când horești o hoare, nu trebuie să fie la țac. Ați văzut vocea la un moment dat, automat zice, mă, stai un pic. Că parcă sufletul este peste glas și își revine când nu te aștepți. Cătălina, nu te las. Am cântat o hore, să spunem doină, dar acum cântăm un cântec, să spunem, din ritualul de nuntă, de Cătăline, de unde vrei tu, dar să fii singura ce. Nu. Zi de zi, noapte de noapte, dorul-i greu, ba de-ai departe. Și mă întreabă inima, of, câte zile-i mai ofta, măi. Dar multă lume nu știi că ba de-ai în catanie, și l-aștept de un an și o lună să-și-mi iară împreună. Bagiță gurgimierii, vin la mama de mașerii, zică mama rălibunii, eu cu tine plec în lume. Ca-poi și ni se iubește, frumos viața și-o trăiește, soarele ne-a cununa, iar la dul și ne-a cânta-o. Ca-șa-i dragostea pe lume, poți să o strângi că n-are nume, e-ți fură inima și iubești, nu poți uita-o. Așa. Acum să vedeți ce n-ați văzut. Orchestra nu știe că eu vreau să cânt o piesă și cu orchestra. Dar n-am repetat niciodată. Așa, niciodată. Bun. Și ca să fie pe placul dumneavoastră, așa, să intru în plăcerea dumneavoastră după ce v-am văzut că ați înțeles și am vorit, atunci îmi pot permite și una de asta. Dar nu să tot durlăiesc de cum am intrat și până ies numai în drunga, 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 drunga. Nu. Așa. Bun. Sol minor. Știm și note. Sol minor. Și cântă și ăsta. Cântecul despre Bucovina. Sol minor. Vina, de răsună vă Bucovina. Dă cu bată-n vina, de răsună Bucovina. Cântă cu bundră de
de răsună în cer năuțumă. Like on floor, unde sunt ai tăi feciorii? Bucovina, like on floor, unde sunt ai tăi feciorii? Au fost duși în altă țară, dar se întorc la primăvară. Cu creasta rară, nu lăsa straja să piară. Munților cu creasta rară, nu lăsa straja să piară. Dacă piere straja voastră, a pieri și țara voastră. Răsună, cântă cucu, bată-l vina, de răsună Bucovina. Ea este Bucovina! Cântă cucu, Grigore Leșe, Cătălina Rotaru. Maestre, două vorbe vreau să vă spun și eu. E o mare bucurie ca maestru Leșe în această seară să fie alături de mine. Maestre, vă mulțumesc din tot sufletul că ați acceptat invitația de a fi alături de mine. Vă mulțumesc pentru că acum 5 ani, la Vedeta Populară, ați fost în juriu și mulțumesc pentru că l-am cunoscut pe domnul Grigore Leșe mai îndeaproape. Pentru asta mă înclin în fața dumneavoastră. Vedeți dumneavoastră, domnule.
Zice, bă, ce rău e leșe. Bă, ce rău e leșe, bă. Dumneavoastră cu asta rămâne. Păi eu-s rău, dar spun adevărul. La oameni nu le place să le spui adevărul, aștept o minciună agreabilă. Da. Și adică ne spun adevărul și atunci accept să mă faceți rău. Faceți-mi rău, că eu știu cum îs. Așa că, Doamne ajută! Mulțumesc frumos! Mulțumim, Grigore Leșe, Cătălina Rotaru, mulțumim foarte mult! Aveți aici flori din partea publicului spectator. Te rugăm, Cătălina. Aplauzele dumneavoastră cred că spun totul pentru acest moment. Felicitări! Uite, sunt cavaler aici cu ajută-te, Cătălina. Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Cred că avem aici o orchestră care, alături de Mihai Cotos, doamnelor și domnilor, poate sta pe cele mai mari scene ale acestei țări și mă bucur tare mult că astă seară suntem aici împreună, domnilor. Orchestra Ansamblului Profesionist Ciprian Porumbescu, dirijor Mihai Cotos, manager Sorin Filip. Să-i ascultăm!
Orchestra ansamblului profesionist Ciprian Porumbescu, dirijor Mihai Cotos. Și acum, Cătălina Rotaru. Mulțumesc din suflet! Așa nuntă, mândră și aleasă ca în Bucovina noastră! Vă mulțumesc tare mult! Uitați-o și pe Catrina acolo pe manechin. Vreau să spun că această cămașă este o cămașă de-a mea, dăruită de doi oameni foarte dragi, cărora vreau să le mulțumesc, care se află în sală. Și am botezat-o Catrina. Și astăzi am vrut la nuntă să o aduc pe Catrina și să o pun acolo la loc de cinste și să nu o îmbrac eu în seara asta. Mai mult de un an, dai, 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 dai,
și-o fost în capul meu. E bărbat ca să fie eu și și-o fost în mintea mea. Ea mă răsa mă curuna. Mai și-o fost în capul meu. E bărbat ca să fie eu și și-o fost în mintea mea. Ea mă răsa mă curuna. Și decât cu sticluța în casă, puși bărbate și mă lasă. Decât să stau năcajită, mai bine stau ruminită. Decât cu sticluța în casă, puși bărbate și mă lasă. Du-te doar trecă buton. Dacă n-ai vrut perne moi. Citit la pop în sat, la babi te-am descântat. Ori te jur că nu mai vei, ori te duci din ochii mei. Te-am citit la pop în sat, la babi te-am descântat. Ori te jur că nu mai vei, ori te duci din ochii mei. Nici cantoane nu ți-o dat, popa de la noi din sat. Nici băbile n-o putut să te lasă de băut. Ia te du la mumă ta. Hai să văd cine te-a luat. Mulțumesc din suflet, sperăm că nu este cazul, nici în sală și nici pe scenă. Mulțumesc! Mama! Stai ușurel, hai da-n scripcaraș. După badea bidirel, scripcarașulii. Jocul e stai ușurel, hai da-n scripcaraș. După badea bidirel, scripcarașulii. Și ți-i scripcare apăsat. E stai joc adevărat, bidirel ne-l o lăsat. Danță-i scripcare ca tine-l, ține scripcaraș. Ai ca vii vremuri bidirel, scripcarașulii. Ai și mai tineri ori joca, hai da scripcaraș. Și mai tineri asculta, scripcarașulii. Jocul e stai ușurel, hai da scripcaraș. După badea bidirel, scripcarașulii. Jocul e stai ușurel, hai da scripcaraș. Pe după badea bidirel, scripcarașulii. Și pe sucreangă de stejar lângă satul lui Hotar, bidirel s-a odiat. Hai de după scripcarului, ține scripcaraș. Până la capul codrului, scripcarașulii. Jocul este ușurel, hai da scripcaraș. După badea bidirel, scripcarașulii. Jocul este ușurel, hai da scripcaraș. După badea bidirel, scripcarașulii. Și ți-i scripcare ușurel. Zi-i jocul lui bidirel, mă! Hai că vești n-a uitat sat, ține scripcaraș. Jocul de la badea s-a dus scripcarașului. Jocul e stai ușurel, hai da scripcaraș. După badea bidirel, scripcarașului. Jocul e stai ușurel, hai da scripcaraș. Pe după badea bidirel, scripcarașului. Și pierde șir de busă eu. Păi s-o adunat
Vă mulțumesc din suflet, mulțumesc tare mult ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava și orchestrei ansamblului profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava, alături de domnul dirijor Mihai Cotos. Mulțumesc! Cătălina Rotaru, mulțumim, mulțumim foarte mult! Vă dați seama cât de greu este Cătălinei acum. Ați pierdut-o, doamnă. Gata. Ați pierdut-o, îmi pare rău. Mergeți în culise și oferiți-i florile, că asta e... Bine, atunci o mai așteptați. Mai are de cântat, să știți, foarte, foarte mult. Îi lăsăm un pic de respiro, așa, pentru momentul următor, în care va intra alături de cel care a susținut-o în realizarea acestui proiect. Trebuie să știți și dumneavoastră că tineri au nevoie de susținere instituțională în primul rând. De aceea, astăzi, alături de Cătălina Rotaru, se află instituția ansamblului profesionist Ciprian Porumbescu. Și pentru asta vreau să le mulțumim împreună, dansatori, orchestră și în mod cu totul special, celui care este în clipele următoare alături și la microfon, artist și manager deopotrivă, Sorin Filip! Hai da cu mine lung, că eu vin sară de sară pe cararea de la moare, ca să-mi dai o gurișoare. Hai da mândre, nu mai sta, sarașe dimineața, când e dor de gura ta, mă. Noi bati să facem casă, să trăim alăturia cu dorul și dragostea, câte zile o mă deamă. Vă mulțumesc din toată inima! Domnul manager Sorin Filip. Cătălina Rotaru, mulțumim! Mulțumesc! Tam dere 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 dera era, hai în cor și dați mâna, tam dere 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 dera. Saltați-o și strângeți roate, tam dere 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 dera era, că ne ține la o altă, tam dere 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 dera. Da hai la noi în Bucovina, tam dere 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 dera era, unde raiul cu grădina, tam dere 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 dera. Manastir cu sate mândri, tam dere 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 dera era, și Bucovine-n de frunte, mă! Și hai la noi în Bucovina, unde raiul cu grădina, mă! Gospodar din Bucovina, tam dere 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 dera era, nevasta caluța pena, tam dere 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 dera. Să le pure unii
șarpe, tam de redere, de redere, era. Nu pot peste noi să treacă, tam de redere, de redere, da. Dar hai la noi în Bucovina, tam de redere, de redere, era. Unde era eu cu gradina, tam de redere, de redere, manastir cu sate mândri, tam de redere, de redere, era. Și Bucovine de prunte, tam de redere, de redere, manastir cu sate mândri. Gospodar din Bucovina, tam de redere, de redere, era. Jucați hora Bacovina, tam de redere, de redere. Saltați-o și-o strângeți roată, tam de redere, de redere, era. Penețenii la oaltă, tam de redere, de redere. Da, hai la noi în Bucovina, tam de redere, de redere, era. Unde era eu cu gradina, tam de redere, de redere. Manastiri cu sate mândri, tam de redere, de redere, era. Și Bucovinem de frunte, tam de redere, de redere. Sus, la stâng Bucium răsună! Hai de mine n-am și pe măi, mi-aș vinde soacra feră măi măi. Dar cine-i palasă ei, așa gureșe femeie, o băut lapte cu ouă și-am ugraiește cât două. Și de soacra pe cuptor măi, și mărte la puior măi măi. Și cu gura dă-i și dă-i ca moraticiu ca lei, într-un casă se răstește. Bă, păi n-a scăpnești, bă! Ești nevastă-n batatură, măi că mă da tot de din gură. Atât ziua mă sfătești, cât făina se gatește, te dă-ncoace Nicolai, unde-i soacul cu mălai, bă? Amar și vai pe lume, și-l și-n casă soacra-și ține. Ai grijă să-i cadă un loc și-un chibrit ține-i foc, și-ai vedea lume cum arde ca sârcelele uscate. Ai grijă să-i cadă un loc și-un chibrit ține-i foc, și-ai vedea lume cum arde ca sârcelele uscate. Tată cu drăguț mă ia ca-șa și iar așa. Tată cu fișor să aleg și ia ca-șa. Ca eu îmi aleg și ță și ia ca-șa și iar așa. Sună boata pe de-aluț. Dai tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă. Tată mândrai cu drăguț. Dai tă-tă-tă-tă-tă. Că de asta nu mă tem. Dai tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă. Să-mi să fac și ză și chem. Dai tă-tă-tă-tă-tă. Sus, scriptor cu scripta ta. Ne-am găsit perechea. Sână banda pideluți, măi, uite așa. Și la joc sunt tari mulți, măi, uite, uite, uite așa. Merec joacă printre cutii, uite așa. Sărbi pori și batutii, uite, uite, uite așa. Sână banda pideluți, dai tră-tră-tră-tră-tră. Tată mândrai cu dragut, dai tră-tră-tră-tră. Eu de asta nu mă tem, dai tră-tră-tră-tră-tră. Lăsăm să fac și să-i și chem, dai tră-tră-tră-tră. Fișorul îndrăznește, dar fetii cât-i vrei iubești, bă! Iubește-mă și prinde, nu m-am dulit. Eu la horă când ajung, măi, uite așa. După fetii, ochii-mi fug, măi, ia ca-șa și iar așa. Am o
bun, măi tări, mă ia ca așa. Dragi mei și nevestile, mă ia ca așa și iar așa. Sună banta pe de-aluț, dai tri-ri-ri-ri-ri-ri, te-ntă mâna-i cu draguț, dai tri-ri-ri-da. Eu de asta nu mă tem, dai tri-ri-ri-ri-ri-ri, lăsăm să fac și să și chem, dai tri-ri-ri-da. O, și-o joc în pilotă, la fel de mari cu vădu voi, bă! O, și-o joc în pe aici, vădu viori cu voi nici, bă! Sună banda bideluți, măi uite așa. Și la joc sunt tari mulți, măi uite, uite, uite așa. Trec joacă, vin trecuti, uite așa. Servetori și bancuti, uite, uite, uite așa. Sună banda bideluți, dai tre-re-re-re-re-re. Tătă mâna-i cu dragoț, dai tre-re-re-da. Eu de asta nu mă tem, dai tre-re-re-re-re-re. Lăsăm să fac și să și chem, dai tre-re-re-da. Toți sunt bani, așa sunt nouă. Să audă și mândrăgă. Hai să audă și mândrăgă. Sorin Filip, mulțumim și vreau să profit de momentul ăsta pentru faptul că ne-am întâlnit aici să vă spun că aveți unul dintre cei mai buni manageri ai ansamblului, Ciprian Porumbescu, aici. Ca manager de ansamblu, proiectele pe care le realizează și de asemenea felul în care știe să conducă întreaga echipă. Cred că suntem cu toții norocoși și o spun și aici, așa cum o spun pe toate scenele din această țară. Faptul că avem aceste instituții profesioniste care conservă și promovează tot ceea ce are valoros cultura tradițională din România este un atu și trebuie să le menținem, să-i susținem cu toții în tot ceea ce înseamnă activitatea lor. Și sunt convinsă că autoritatea publică va avea grijă de voi și în continuare. Și eu țin să mulțumesc în primul rând doamnei Iuliana Tudor, fiindcă de fiecare dată când trecem pragul televiziunii române ne primește cu o mare căldură acolo pe toți membrii ansamblului Ciprian Porumbescu și ne pune de fiecare dată în valoare. Iată, Bucovina este acolo întotdeauna și să mulțumim Consiliului Județean Suceava pentru acest eveniment. Orchestre, ansamblu artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava. Și spun încă o dată, Iuliana, e tu de bun venit în Bucovina. Doamne ajută! Acum eu n-aș mai pleca, vă mărturisesc. Este locul în care mă simt foarte bine și vă mai fac o mărturisire. În fiecare an, cel puțin o dată, sunt aici pentru a mă bucura de ceea ce înseamnă acest ținut. Am întâlnit oameni atât frumoși, oameni atât de calzi și, dincolo de asta, artiștii cu care noi lucrăm înseamnă colaborări extrem de valoroase pentru Arhiva Televiziunii Române. Și pentru asta vă mulțumim foarte mult. Mulțumim și succes, Sorin! Mulțumim! Hai să o chemăm, că nu mă aude. Cătălina! Vino aici lângă mine, te rog. Cum ți-e în seara asta? Zi-mi, hai, că s-au mai dus emoțiile. Vreau să spun cu adevărat că este cea mai frumoasă seară din viața mea. Sunt înconjurată de foarte mulți oameni care mă iubesc. Sunt înconjurată de flori, de artiști, de dumneavoastră și de multe suflete care îmi sunt foarte aproape. Asta voiam să aud, dacă totul este în regulă, ai publicul aproape și toată energia asta, sunt convinsă, te va urmări toată viața ta. Și acum am să te rog pe tine, nu că nu te las să pleci, avem invitați speciali în clipele următoare și vreau să-mi spui tu, de ce ai dorit ca ei să fie aici, în această seară, alături de tine? Invitații speciali care urmează. Pot să spun că sunt cireașa de pe tort. Și cred că veți spune și dumneavoastră acest lucru. I-am ales pentru energia lor, pentru faptul că eclipsează totul în jurul lor și pentru faptul că te fac să uiți, de fapt, din acazuri, de supărare, de toate relele pe care le ai. Și asta o să demonstreze chiar ei. Îi prezentați dumneavoastră, vă rog. Sigur că da, în aplauzele dumneavoastră. Andreea Haisan, Oana Tomoiagă, Alexandru Brădățan și Paul Ananie, aici alături de Cătălina Rotaru. Bun venit, succes! Oh,
banii bine am nimerit, măi, și deloc nu-mi pare rău că aici ai locul meu. Hai noroc și bun găsit, Doamne, bine am nimerit, măi, și deloc nu-mi pare rău că la Suceava ai locul meu. Hai, le, 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 cine s-a mănânc să adună, le, 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 și pe soare și pe lună, le, 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 când într-o metedat suntem, măi, le, 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 și ne drag să petrecem. Ui, 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 și iară, iu, hai, la, hai, și iară, hai, 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 mai chiuiță, bume! Asta! Și văd bine, parcă m-aș vedea pe mine, să mănânc de bună seamă, parcă am fi făcut de-o mamă. Mă uit roată și văd bine, parcă m-aș vedea pe mine, să mănânc de bună seamă, parcă am fi făcut de-o mamă. Hai, li, 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 cine s-a mănânc să adună, li, 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 și pe soare și pe lună, li, 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 când într-o minte dă-ți suntem, măi, li, 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 și de drag să petrecem. Hai, am venit de la humor, hai, hai și iară, hai, să mai cânt cu drag și dorme! Alături de publicul frumos de la Suceava. Degetele de la mâine nu-s la fel, dar sunt împreună. Dar noi când ne întâlnim, bine ne mai potrivim. Degetele de la mâine nu-s la fel, dar sunt împreună. Dar noi când ne întâlnim, bine ne mai potrivim. Hai, le, 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 cine s-a mănânc să adună, le, 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 și pe soare și pe lună. Hai, le, 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 când într-o minte dat suntem, le, 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 și ne drag să petrecem. În cruzorliță magheran, azi vei cânte brădețan, cruzuliță foailată, chiuiți cu toată datele! Asta! Și continuați dumneavoastră aici. Domnul poate să spună cine s-a mănânc și cu rele și cu bune, că așa-i lăsat pe lume. Dar domnul poate să spună cine s-a mănânc să adună și cu rele și cu bune, că așa-i lăsat pe lume. De-d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 e, cine s-a mănânc să adună, de-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 de, și pe soare și pe lună, de-de-de-de-de-de-de-de-de, când într-o minte dat suntem, de-de-de-de-de-de-de-de-de, și ne drag să petrecem. Ha, ui, 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 și iară, iu, hai, hai, și iară, hai, Doamne, bine, de amul meu! Hai, așa-mi să vin la voi mereu, hai, hai, și iară, hai, să petrec așa cum vreau, cu oameni de neamul meu! Mulțumim frumos! Să bine piulița, oh, oh. Dar mă îmbrăc și nu mă las, mă. Cum mărc acele la ceas, măi, zi, mă. Ai, huiduia, drăznile-ar capul. Ai, hai, găzdoaie, mă știe satul. Să ne vă strică rugile slatul. Cele că-mi fac prăpăt, măi. Dacă mi-e grădina frumoasă, ce se întâmplă? Nu mă doare, nici nu-mi pasă. Păi zi, mă! Au, nu mă doare, n-am nimnică. Nu mă dau ca din ochică, mă! Hai, ha, zi, zi, zi! Așa! Hopa! Păi numai, numai! Numai așa! Asta e pentru Doamne! E murit, nu m-am timut, drag mor, cine-o mai văzut, mă? Cine-o văzut? Ca și rață înecată,
cine-o mai văzut vreodată și nu v-am udat de pomană. Ei, păi că vă apărat să-i doamnă, zi mă. Ai, are rața tu mare, ai, hai, ar gusta-o fiecare, mă. Ai, hai, zice, ziceți, păi numai, numai, opa. Și nu m-aș și spovestită, că și stomită. Ești. Dacă spui că și stomită, mă gândim mult stipăită. Dar frumoasă și mui mai face, ca și pita când se coace. Dar și pe care să mi se mai, al care place să ia ți-ți mai. Așa-i viața, din avean și până la pali, nu găsesc o supărare, fața să-mi pot să omorască, că eu bun vreau să dignească. Ei, hai, da-da-da-da, zică lumea lasă, zică. Ei, hai, da-da-da-da, că frumoasă și-o lisă. Ei, hai, da-da-da-da, da, așa-s de felul meu, măi. Ei, hai, da-da-da-da, ce trăiesc după cum vreau, dar lumea zice, lumea face lisă. Că mai drag lei să se domnească, nu de tot de ochii lumii, oare și ea spune. Fie cum ești, nu cum vrea să tu, de te iubești, bărbatul șocuiești, șoclizăști, de inimii ce poftești. Ei, hai, da-da-da-da, zică lumea lasă, zică. Ei, hai, da-da-da-da, frumoasă șoclizătă. Ei, hai, da-da-da-da, așa-s de felul meu. Ei, hai, da-da-da-da, și petrec cu voi mereu. Dar tot piloc, 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 hai să chiuie cu voi. Păi hai la hop și ți-ți bine, vino aici lângă mine. De ce veloșu cu băt, păi nu te ține ca un băt. Și ei, hai, da-da-da-da, zică lumea n-asă, zică. Ei, hai, da-da-da-da, că-s frumoasă și lizătă. Ei, hai, da-da-da-da, așa-s de felul meu. Ei, hai, da-da-da-da, și trăiesc cu păr cum vreau. Dar spune-și ce aveți de spus, nu-ți dați ca un film să fost. Mulțumim! Noșamu, veniți la Maramu? Veniți la Maramu? No, hai să merem. Trebuie să înviți lumea la Maramu și așa cum știi tu mai frumos, Paul. Hai da, hai, la Maramu! Ai bună seara, Doamne ajută, oameni faini și lume multă. Ai bună seara, Doamne ajută, oameni faini și lume multă. Ei, hai, hai, am zinit aici la voi, măi. Ei, hai, hai, să vedeți ce fain la noi, măi. Ei, hai, hai, om juca cu sufletul, măi. Ei, hai, hai, băi, hai, da, hai, la Maramu, măi! Hai, da, măi! Ha, ha!
întâi lumea lung și lat, loc mai mândru n-am aflat. Măi, poate numai aici. Dacă întâi lumea lung și lat, loc mai mândru n-am aflat, măi. Ei, hai, hai, cine vrea să ne cunoscă? Ei, hai, hai, că-i primim cu sufletul. Măi, unde-i primim oare? Hai să vă aud. Ei, hai, hai. Cine nu știa juca, zi-e la noi și-a învățat, măi. Dar cine nu știa juca, zi-e la noi și-a învățat, măi. Ei, hai, hai, om juca și-om tropoti, măi. Ei, hai, hai, și la joc om timoti, măi. Străga cu tăt glasul, măi, ce-om străga oare? Ei, hai, hai, voi! Hai, hai, da, hai, da, marabumbă! Ei, hai, da, hai, da! Ai du după gură de horică, nu-ți mai pare greu nimică. Ai după gură de horică, nu-ți mai pare greu nimică. Ei, hai, hai, nici lucru de lucrat, mă. Ei, hai, hai, nici fetile de țucat, măi, mua. Ori trage cu ochiul, măi. Ei, hai, hai. Băi, hai, da, hai, la marabu, băi! Ce frumos! Mulțumim din suflet! Mulțumim frumos! Și pentru că știți că noi aici suntem ca acasă, noi doi, de noi vorba, și suntem frați la bine și la greu, astăzi adăugăm cu noi o surioară. Cea care este sărbătorită astăzi, pentru care și noi suntem astăzi aici pe scenă, la Suceava. Așadar, Cătălina, draga noastră, vină lângă noi aici pe scenă. Și îți dorim din suflet să zbori mai sus, frumându-te cu tău. Și noi frumos nu sunt, la-la-la-la-la. Cum sunt frații pe pământ, la-la-la-la-la. Omul pe frații ne leagă, la-la-la-la-la. Dar pe noi o lume întreagă, la-la-la-la-la. Hai! Frați la bine și la greu, la-la-la-la-la-la. Cum suntem acum, așa să fii mereu. O emia e de preț, la-la-la-la-la-la. Frați așa ca noi, voi să tot aveți, bă! Bate ceasul, bate cinci, la-la-la-la-la. Cateți-a brațeți pe aici, la-la-la-la-la. Împreună, pas cu pas, la-la-la-la-la. Gândul nostru pe același glas, la-la-la-la-la. Frați la bine și la greu, la-la-la-la-la-la. Cum suntem acum, așa să fii mereu. Omenia e de preț, la-la-la-la-la-la. Frați așa ca noi, voi să tot aveți, mă!
adevărat, la 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 la. E și rai, e și păcat, la 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 la. Păi dacă necazul e aproape, la 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 la, prietenul se face frate, la 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 la. Frața bine și la greu, la 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 la. Cum suntem acum, așa să fim mereu. Omenia e de preț, la 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 la. Frața așa ca noi, voi să vă aveți, măi! Este o vorbă de mulți ani, la 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 la. Către frați vânzați de bani, la 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 la. Vorba asta nu-i prea dreaptă, la 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 la. Că frăția n-are plată, la 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 la. Frați la bine și la greu, la 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 la. Cum suntem acum, așa să fim mereu. Omenia e de preț, la 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 la. Frați așa ca noi, voi să tot aveți. Frați la bine și la greu, la 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 la. Cum suntem acum, așa să fim mereu. Omenia e de preț, la 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 la. Frați așa ca noi, voi, voi să tot aveți. Am avut dreptate, am avut dreptate. Dar vrem să cântăm împreună. Frați la bine și la greu, la 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 la. Cum suntem acum, așa să fim mereu. Omenia e de preț, la 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 la. Frați așa ca noi, voi să tot aveți. Frați la bine și la greu, la 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 la. Cum suntem acum, așa să fim mereu. Omenia e de preț, la 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 la. Frați așa ca noi, voi să tot aveți. Mulțumim, vă iubim! Mulțumim din toată inima! Eu mă înclin în fața prieteniei mele cu mulțumim. Acești frați minunați. Mulțumim. Și acum, care e purtătorul de cuvânt? Hai. Vreau să spun și eu două cuvinte. Că, iată, într-adevăr, pentru Cătălina noastră este un moment atât de frumos și unic în viață și dorim momente astfel de emoție și de sărbătoare să-i cuprindă întreaga viață și mai ales faptul că, iată, suntem parte din generația sa și acum vorbesc în numele meu pentru că avem și un profesor comun, anume doamna Maria Macovecea, care ne-a îndrumat pașii și mă bucur tare mult că, iată, sunt alături de Cătălina, dorindu-i din toată inima succes și, așa cum o spun de fiecare dată, în fața publicului de acasă, care este cel mai dulce public și vă mulțumim din toată inima. Mulțumim și noi! Cătălina, dragă, să zbori cât mai sus! Și împreună să facem lucruri minunate și să nu lăsăm să moară folclorul nostru frumos, zicem noi, să atragem tineretul, pentru că identitatea noastră aceasta este. Mult succes, Cătălina! Tot ce-ți doresc să ți se împlinească și iată, astăzi, datorită acestui public minunat, cumva s-a validat tot ceea ce înseamnă Catrina noastră dragă. Așadar, mulțumim, Suceava! Felicitări, Cătălina! Și, Doamne, ajută numai la momente așa frumoase! Atât vreau să spun, să te păstrezi curată, să te păstrezi frumoasă la chip și la port, pentru că ești una dintre cele care poartă portul frumos, curată la cântec, la fel cum ai făcut-o și până acum. Și nouă ne-a fost dragă, Catrina. Dumneavoastră vii dragă? Și dacă tot eu am început, tot eu trebuie să închei spunând că mare ne este bucuria că suntem alături de doamna Iuliana Tudor. Așa cea este. Cu care noi ne-am lansat, vă spunem sincer, și pe care o iubim și alături de orchestra Ciprian Porumbescu condusă de domnul Mihai Cotes. Mulțumim și tot sufletul. Mulțumim și bun venit în Bucovina. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, dragilor. La revedere, mulțumim. Vă iubim. Mulțumim. Cătălina, am să te rog să rămâi în scenă. Asta e, seara ta, nu te pot lăsa să pleci, nu-i așa? Eu încercam să mă pitesc, să văd ce se mai întâmplă, dar nu, mulțumesc. Nu, trebuie să fii aici. V-am spus încă de la început că e o seară specială din atâtea puncte de vedere. Îmi amintesc lacrimile ei de la Vedeta Populară atunci când la telefon era mama. Și credeți-mă, pentru toată echipa, noi suntem acolo vreo 60-70 de oameni, emoția aceea a rămas în inima fiecăruia dintre noi, toți cei aflați acolo. Era bucurie, era dor, era
împlinirea, de fapt, pe care a simțit-o având trofeul în brațe și dorința ca mama să fie mândră de ea. Astă seară, nu numai mama este aici, este și străbunica, nu? Și bunica, și mama, și Cătălina. Deci avem aici patru generații, doamnelor și domnilor. Și vreau să văd unde e mama. Vă rog frumos, unde e mama în sală? Mâna sus, mama, ca să vă vedem. Acolo, iată-o pe mama, n-avem așa o lumină să pun pe dumneavoastră să vă vadă toată sala. Aplauze pentru mama, pentru că, de fapt, dumneavoastră ne-ați dat-o pe Cătălina și vă mulțumesc să aveți grijă de ea, de sufletul ei. Și acum a pregătit pentru mama florile acelea care vedeți că se îndreaptă către dumneavoastră, înseamnă, de fapt, un mulțumesc de la Cătălina Rotaru pentru dumneavoastră, pentru că i-ați dat viață și pentru că astăzi sunteți aici. Aș vrea să completez ceva. La mine e un pic mai complicat. La mine mama e și bunica, e și mama și e și străbunica. Vreau să aduc un mulțumesc mama, mama care e din două silabe, un ma și un ma. Mama care m-a crescut, mama care m-a făcut, pentru mine înseamnă un întreg. Și bunica, care e străbunica de fapt, și-o rog și pe ea să ridice în picioare. Le mulțumesc tuturor pentru că sunt alături de mine la un pas atât de important pe care am reușit să-l fac în această seară, alături de dumneavoastră, doamna Iuliana Tudor, alături de ansamblu artistic profesionist Ciprian Bordumbescu, alături de domnul dirijor Mihai Cotos și de toată lumea care a umplut sala. Și bucuria pentru mine, pentru că sunt acasă, este foarte mare și aplauzele celor de acasă mie îmi umple inima și vă mulțumesc. Cu siguranță mama te aplaudă cel mai puternic în clipele următoare și mama, să știți că are un cântec special pregătit pentru dumneavoastră. Este o surpriză de care niciuna din mame nu știe. Și acum o să auziți și dumneavoastră, dar și el în premieră. Mulțumesc! Cătălina Rotaru.
și mi-ai zis ca să țin în minte. Mamă, n-am să dau uitări cum ai crescut, frață, ori, mamă. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru tot ce astăzi eu trăiesc. Din suflet și din toată inima. Trăiesc o bucurie pe care n-am trăit-o niciodată și astăzi îmi îndeplinesc cel mai mare vis din ultimii ani. Muncesc de foarte mult timp la această lansare, la acest album discografic și tot, mamă, vreau ție să-ți mulțumesc pentru că această Catrină e Catrina din mică de acasă, așa îmi spunea mama. Și așa am ales să dau titlul albumului, Diți a fost dragă Catrina, și vreau să vă întreb eu, v-a fost dragă Catrina? Vă mulțumesc din toată inima! Thank you.
Ansamblul Ciprian Porumbescu. Coregraf George Palaniu, Costinel Leonte, conducerea muzicală Mihai Cotos. Iar ea este Cătălina Rotaru. Doamnelor și domnilor, Catrina noastră din această seară, cea care ne-a adus împreună și cea care vă recomandă, iată, un material discografic începând din această seară. Sper să se găsească în casa dumneavoastră cântecele ei. Draga noastră, aș vrea să dezvălui acum un alt lucru celor care se află aici. Astăzi este și ziua de naștere a Cătălinei. Nu putea fi o zi mai frumoasă și vă invit să-i cântăm împreună la mulți ani, așa cum merită o tânără la o mare sărbătoare, și să aducem și un tort, că am pregătit un tort pentru tine. Mihai, te rog, mulți ani trăiască! Sorin, te rog! Catrină, dragă, ai și un cadou acolo de la prietenii tăi, flori, foarte multe flori, vă rog, nu dezintegrați tortul, mai avem nevoie de el. Mulțumim tare mult și toate aceste flori, toată această bucurie să se aștearnă acolo, în sufletul acestei tinere extraordinare, pentru că seara aceasta este un început de drum frumos pentru ea. V-a avut pe dumneavoastră alături și cred că acesta este cel mai important lucru pentru ceea ce va urma. Proiectele ei viitoare, la care promitem să fim aici prezenți, Cătălina. Hai să o ajutăm, dansatorii, vă rog frumos să o ajutați cu florile, pentru că aș vrea să ne spui tu, în clipa aceasta, ce simți? Simt să spun, Doamne, mă auzi? Iar dacă mă auzi, să știi că îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat de prima zi în care m-am născut până astăzi. Aș completa acest lucru. Îmi vine în minte acum o pildă foarte importantă. Un om mergea pe drum, era fericit și de fiecare dată privea în spate și știa că sunt două urme de pași, pașii lui Dumnezeu și pașii lui. După un timp, omul respectiv a ajuns într-o prăpastie. Viața lui a însemnat un lucru greu de dus și a simțit că s-a prăbușit, a privit în spate și era doar un singur rând de pași. Doamne, de ce m-ai lăsat? A spus omul. Chiar acum, când am nevoie de tine, unde ești? Și s-a supărat foarte tare pe Dumnezeu. Și atunci, după un timp, Dumnezeu, auzindu-l, i-a spus așa: privește încă o dată în urmă. Câte urme de pași vezi? Un singur rând de pași, Doamne. Aceia sunt pașii mei, ținându-te pe tine în brațe. Să știi, Cătălina, că, Doamne, Doamne, indiferent de ceea ce se întâmplă cu viața ta, cu sufletul tău, va fi acolo pentru tine întotdeauna. Iar tu, dacă l-ai pe el la braț, vei reuși orice. Asta îți doresc din toată inima, pentru cariera ta, pentru viața ta, și să dea Dumnezeu să fim împreună la cât mai multe evenimente de ale tale. Mulțumesc din tot sufletul. Slavă Domnului că s-a dovedit că acest spectacol, de ți-o fost dragă Catrina, acest album discografic, să fie tot o minune de-a lui Dumnezeu pentru mine, așa cum în urmă cu 5 ani de zile a fost trofeul Vedeta Populară. Vreau Dacă să mulțumesc... vrei să mulțumești cuiva, te rog. Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au susținut, tuturor celor care sunt de față, atât în spatele meu cât și în fața mea, și celor care nu m-au susținut și m-au ambiționat atât de tare ca să realizez ceea ce am realizat astăzi, prietenilor mei zurli din spate, care le mulțumesc foarte tare, dumneavoastră, publicului, mulțumesc Consiliului Județean Suceava, mulțumesc Centrului Cultural Bucovina, mulțumesc Ansamblului Artistic Profesionist Ciprian Porumbescu, mulțumesc orchestrii, mulțumesc domnului dirijor Mihai Cotos. Nu ne-a fost ușor, dar am reușit. Mulțumesc din toată inima, mă înclin în fața domnului manager Sorin Filip, pentru că
De-a lungul acestui proiect a dat dovadă de foarte multă deschidere, foarte multă dragoste pentru ceea ce vrem noi să facem și să aducem la Suceava. Pentru asta îi mulțumesc. Și nu în ultimul rând, dumneavoastră, doamna Iuliana Tudor, pentru faptul că ați acceptat să veniți la Suceava, să fiți alături de mine, invitaților care au fost alături de mine, mamei care mi-au dat viață, Doamne, ție-ți mulțumesc pentru tot ce azi trăiesc. Doamne ajută așa să fie, doamnelor și domnilor, se încheie o seară minunată. Vă mulțumim tare mult pentru că susțineți astfel de evenimente. Felicitări tuturor artiștilor, ansamblului Ciprian Porumbescu, managerului Sorin Filip, echipei sale, Consiliului Județean Suceava și eu rămân a dumneavoastră Iuliana Tudor. Vă dau întâlnire în fiecare duminică seară, acolo, la TVR1. Mă înclin, vă mulțumesc și vă iubesc din toată inima mea. Să aveți zile frumoase, Doamne ajută! Felicitări! Mulțumesc din inimă! Mulțumesc!